când am intrat în liceu. Ne așteptam la cei mai frumoși ani. Dar după primul test la mate, ne-am dat seama că poate nu mai trecem mal. Ai întârziat, ai absență. După primii ani, abia așteptam să învățăm dimineața. Iarăși ne imaginasem greșit. Somn, oboseală, stres. Liceul deja se termina. Se apropia bacul. A venit însă un moment în care am uitat de tot. Doamna, ce este un Hamlet? Mă gândesc că să fie ultima noastră întâlnire formală sau într-un număr considerabil cu voi. Sunt vreo 3-4 absenți doar. Eu mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Eu mă bucur tare mult că am relaționat cu voi. O clasă, așa cum am zis de la început, o clasă tare interesantă, o clasă eterogenă, dar frumoasă în sensul că fiecare aveți câte ceva. Și vă urez din suflet multă baftă mai departe, să nu uitați că ați fost pe aici și o să vedeți că în timp vă aduceți aminte și cu cât trec anii mai mult, în sensul trece o perioadă mai mare de timp, cu atât o să vi se facă dor de anii aceștia frumoși de liceu. Slamate. Băi, voi sunteți inconștienți? Nu intrați în bacalaureat, da? Hai, ce avem? Test 100? Way. Your job's a joke.